Oh! Astăzi, 10 youtuberi mi-au dat o provocare în Minecraft și hai să vedem care o să fie cea mai grea și care o să fie cea mai ușoară provocare și vă rog pe toți chiar acum să dați un like, să facem foarte, foarte multe like-uri pentru că în următorul episod de acest gen voi o să-mi dați provocări în Minecraft, așa că lăsați un comentariu cu o provocare și eu voi alege 10 provocări de la 10 abonați diferiți și le voi face în următorul episod. Înainte să începem provocările trebuie să ne facem noi niște unelte mai ales de piatră pentru că na, avem nevoie de ele și îi dăm direct drumul la treabă, fraților, ia să vedem, luăm aici niște lemn, tot ce ne trebuie și acum că suntem pregătiți, hai să vedem prima provocare. Oștinii, te provoc să faci o pizza în Minecraft și să o livrezi cu mașina unor săteni. poate face și mie rost de o pizza între timp. Pentru a crafta pizza o să am nevoie de brânză și de cocă, fraților, pentru că o să facem o pizza cu brânză, dar ca să facem rost de brânză ne trebuie găleți, lapte și niște fân. Așa că hai să mergem să gautam iron. Avem 6 găleți, hai să vedem dacă putem lua 6 găleți de lapte, ok, și putem face brânza, mă, cheese, cum să facem o brânza, frate, ia să vedem, parcă, parcă așa să face o, o brânzică, bam, bam și bam, și uitați-vă, avem prima chestie, brânza pentru pizza, fraților, acum avem nevoie de coca. Am mers foarte mult până am găsit un sat și sper să găsesc fân în satul ăsta, că dacă nu găsesc, am nebunii, fraților. Nu vreau să stau să plantez fân pentru că nebunesc. Ok, în satul ăla n-am găsit absolut nicio bucată de fân, dar am avut noroc și am găsit un alt sat și... Oricum nu mai am mâncare, deci o să avem nevoie și de mâncărică, dar hai să luăm fânul să ne facem treaba, fraților, să craftăm pizza aia și să o livrăm la un villager. Dar cred că mai avem nevoie de o mașină și cred că o să fur o mașină, fraților, o să o fur. Avem nevoie de câteva bucățele de fân, bam! Și o găleată cu apă Bă, mi-am aruncat fânul Stai, ia fânul Ok, și o găleată cu apă Avem apa chiar aici A trebuit să mă bași cu un zombie Pentru că a venit să mă atace, fraților Și avem și mașinuța aici Dar nu are benzină și nu o putem folosi Asta e, am furat -o și o fără benzină N-ai ce să faci Bun, și parcă exact în felul ăsta se... Da, exact Și acum trebuie să prăjim coca Pentru că dacă coca nu este prăjită Nu putem face nimic cred că mai avem nevoie de niște coca De asta nu cred că este suficient Așa că hai să mai luăm o cu apă. Și să craftăm pizza, fraților, de fapt o gătim pentru că noi suntem niște bucătari profesioniști, băia uh, Bam, 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 ia uite cum am frământat o cocă în 3 secunde Avem toată coca gătită, avem și brânză, hai să craftăm pizza cu brânză Opa, uite mă, ce-i ăsta, covrig, a, ah, gogoașă, ok Și... Prima noastră pizza este gata O avem aici în mânuță Vom lua pe sus și uh, mașinuța Pentru că ne zis o uh, să livrăm cu mașinuța Livrăm cu mașinuța, fraților La un sătean Ia uite, săteanul ăsta că parcă a comandat o pizza Ia, sătearule, uite aici, poftim pizza ta Uite, ia-o, mănânc-o cu drag, fratele meu și pentru că Pandalin ne zis, băi, vreau și eu, poate-mi faci și mie de o pizza, uitați vă aici pe Pandalin, ia și tu o pizza, frate, să o mănânci și să te simți bine la petrecerea ta de ploaie nouă. Te salut, Marius, am și eu un challenge pentru tine. Acum nu știu cât de dificil este, dar cel puțin pentru mine este greu. Te provoc să iei trei vilegeri și să-i duci frumos în nether. Hai să vedem dacă ce se provocare. Ok, Berge ne-a dat să luăm trei villageri să-i ducem în nether. Avem nevoie de un portal de nether și pentru că toți suntem în sat aici, avem și villagerii la botul calului, fraților. Și avem și o oaie roz aici, am văzut-o acum. Și mi se pare incredibil cum s-a spawnat o oaie roz chiar pe challenge-ul ăsta. Cred că dacă mă punea cineva să găsiți cu o oaie roz, nu o găseam în veci. Hai să căutăm lavă. Nu știu dacă este noroc sau nu, dar am aici o piscină cu lavă, chiar destul de aproape de sa, cred că o să fie destul de greu să aduc până aici, dar a început să și ningă în momentul ăsta, deci mergem cu villagerii pe zăpadă, bă, dar vreau și eu ăsta, așa frumos, ca să spargem gheața, să luăm niște apă, să începem să facem acolo nebunie, știți vă ce zic, ok, am luat niște găleți cu apă, nu știu exact cât te trebuie și va trebui să fac portalul exact aici în lavă. Băi, uite, băi, un villager aici pentru că sunt îndemânatic, am uh, decis să fac un uh, zid aici ca să fie treaba bună, dar aparent nu prea am uh, din ce să fac zidul, cred că e suficient de mare, sincer, zidul, așa că hai să punem asta aici să facem obsidian, ok, am făcut obsidian și acum va trebui să uh, facem cumva să mai, da, mai trebuie, mai trebuie piatră de asta. Ok, sper să nu pierd toată lava în momentul ăsta, pentru că ar fi destul de rău dacă aș pierde-o, dar sincer nu cred că o pierd pe toată dacă pun, opa, dar stai că nu aici trebuie, aici trebuie mai exact, dar este așa, că eu nu prea mai am nevoie de apa acum și dacă las apa, gen, voi putea să-mi fac găliți cu cu lavă, să le am de, de rezervă, ia. Facem așa, bam, bam, bam Bun, și am... Că apă, apă pot să fac rost mai repede decât lava asta Că altă lava pe aici, pe zona n-am mai văzut Ok, îmi trebuie... A, ah, nu, prima dată să iau lava Îți <sus> nebun de toate Deci mi-e frică să nu pierd toată, uh, toată uh, lava asta pe care o am aici, ok? Bam, bam Bun, și acum o găleată cu apă Hai, luăm pasă de aici frumos O punem... Uh, unde să o punem? Mamă, s-a pus zăpada aici și nu mai văd unde Uite... Cred că aș putea să mai pun un, unul aici și unul aici, așa Să facem noi în felul ăsta Și acum începem să punem, frumos, ca băieții Ia, ok, a început să se ducă din lavă Bam, bam, bam Și încă una Bam, frumos Vezi că am făcut frumos portalul aici, n-aveți ce zice Ia, mai luăm niște lavă Bun, deci asta, asta cred că e cel mai, cel mai groaz din moment pe care pot să-l... Băi, pleacă mă de aici că am treabă mă, n-auzi? dă i drumul din fața mea că te distrug, te rupă vecie! Așa ziceam și eu, pleacă de aici că n-avem ce discuta noi doi. Bun, așa și acum punem bam, opa, ia vezi, ia vezi, bam, bun, bam. Și acum cred că dacă vin... Nu, nu lava, te rog, nu lava mea. Mamă, câtă lava Nu cred! Mă, deci dacă n-am făcut portalul ăsta bine, am, am pus-o rău de tot. Am pus-o rău de tot pentru că, uite, asta e ultima bucată de lavă pe care o am pe viața mea. Bine, am obsidian jos acolo, dar dacă portalul ăsta este făcut greșit în momentul ăsta, eu sunt terminat și va trebui să fac alt... Uh, ok, hai să luăm mapa și să vedem cum arată portalul. Bă, sincer, cred că l-am greșit. Eu, sincer, cred că am greșit portalul. Momentul adevărului. Merge sau nu merge portalul? Merge portalul, fraților, așa că avem nevoie doar de trei villageri acum să-i ducem în Nether. Dar... Era un villager exact aici în zonă și nu știu unde a dispărut, frate. Când făceam portalul, se plimba pe aici. O fi sus acolo Se plimba pe aici un villager, bă Asta cred că o să fie cel mai greu, sincer Să aduc villagerii în nether Bă, m-am gândit să le iau chestiile astea De să angajează ei și lucrează pe aici Și să le pun acolo lângă portal Și ei când vin să se angajeze, bani să le fac felul Să-i bag în nether direct, să-i parunc acolo Pe vecie, bă Ok, am pus chestiile astea aici Punem și patul frumos ca să fie treaba bună și hai să vedem, bă, vine cineva sau nu vine să se bage în nether aici? Hai mă că e pe gratis, nu vă cer bani sau ceva, Veniți o odată! Uite că e unul aici, E unul aici, haide, te rog eu frumos, vină cu ace. Hai, vină cu mine. Vină că nu-ți fac rău, te duc într-un loc frumos cu verdeață, cu dealea, hai. Dă-te aproape. Dă-te aproape așa. Hai, bă, stă, vine după mine pentru că am morcov sau ce? Ca nu înțeleg. Păi dacă e așa, îl iau bine pe morcov. Hai de frate, vină cu acesteau pe morcov aici, pe, 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 portal, pe alea. Hai, intră, te rog eu frumos. Intră, nu-ți fie frică, bă, că nu se întâmplă nimica. Alo, băiatul. Da, o mă, să cu Bă, vino un ce că te bat, pe cuvântul meu, dacă nu te bat, trece aproape aici Bă, tu n-au să trece aproape, mă, că te distrug pe genunchi Alo! Bă, nu pot să cred că pleacă ăsta Bă, vină înapoi! Bă, vină cu Hai, nu mai fi așa timid Bă, îmi trebuie un emerald ceva, nu știu cum se i ademenez Bă, ăștia că nebunească, uite, știu cum a plecat, frate, a plecat! Ia vezi-l pe ăsta, ia vezi-l pe ăsta Haide, haide, dă-te acolo Dă-te acolo ai la portal, băiatul meu Hai la portal, băiatul, băiatul, Haide Hai la portal Da, știu că vrei să muncești Știu, dar hai la portal Te rog eu frumos Intră în nether Intră-mă în nether Nu, că pe tine te și bat dacă nu intri n -au să intri în nether Intră Că nu se întâmple nimic Intrăm amândoi Haide Hai Nu, că ăsta e fenomenal Ești fenomenal sau ce ești tu? Zice ești fenomenal Bagă-te aici, te rog eu frumos Aia zic, mă, hai mă, rămâi acolo Mamă, frate, deci durează 15.000 de ani până, până intră ăsta în nether sau ce se întâmplă Intră! el nu merg puși în barcă pe... ah, A, ba, da, merge Merge pus în barcă, ok, ok Dacă am mers pus în barcă Oare putem să-l ducem cu barca în nether, mă? Ia Îl băgăm așa Și spargem barca de sub el Când este, când este acolo Dar vreau să-l... Vreau să-l închid sau ceva cumva aici în spațiul ăsta Mamă, nu mai am blocuri, nu mai am blocuri, nu mai am blocuri, așa Vreau să-l închid în spațiul ăsta Și, ba, acum, sincer, nu prea cred că mai are cum să iasă de aici Așa că îi sparg barca și îl las aici, frate, să văd ce face Că poate totuși... Bă, da, nu vrei să spari și tu barca asta, zic și eu? Așa, bun, hai, nu mai e de ales trebuie să intri Ca să pun și astea, știi ce zic? Bun, deci acum e momentul adevărului. Merge sau nu merge să băgăm villageri în Nether, fraților? Deci este băgat exact acolo în aia de portal. Nu vrea să plece. De ce nu pleacă villagerul în Nether? Spuneți-mi și mie. Ok, din câte am înțeles, am căutat și pe Google și... Ci că nu prea poți să duci villagerii în Nether, ci că poți doar să folosești portalul de Nether să-i transporti în Overworld, adică în lumea normală, de pe un, de pe un bai în altul sau ceva de genul, că se transport doar în lumea normală, dar aici netherii nu pot ajunge prin portal, asta am înțeles și eu, asta vă zic, asta este, am încercat, nu pot să zic că nu, dar efectiv chestia asta nu merge, bă, îmi pare rău că n-am reușit să fac sincer provocarea asta, dar am încercat, cred că o oră să trimit villagerii nether și nu merge, nu am reușit, nu știu, sunt eu prea paletă, habar n -am, dar nu a mers. Costiniene, te provoc să arunci de pe hotbar ce ai pe slotul 1, 3, 6, 9 în lavă să se distrugă și să te duci într-un village să găsești un iron golem, să-l bați cu pumnii, să-l iei la box, n-ai voie să te urci pe blocuri, pur și simplu trebuie să fugi de el și în același timp să dai mare pumn. Dacă ai pierdut, trebuie să faci asta din nou și din nou. Și din nou Ok, deci Nocivanu vrea să ne aruncăm în lavă Obiectele de pe slotul 1, 3, 6 și 9 Ia să vedem Avem noi niște lavă și trebuie să-mi arunc lava de pe slotul 1 Dar aparent am lavă și pe slotul 2 Așa că punem aici frumos lavă Și aruncăm o găleată cu lavă Numărul 3 Numărul 6 Mama, iron Bun, și numărul 9, care este pâinica. Bă, altă mâncare nu mai am. A, ba da, uite, am niște brânză, oare pot să o mănânc? Nici nu știu dacă pot să mănânc brânza asta, dar o să încercăm și trebuie să găsim mai golem acum să-l batem cu mâinile goale, fraților. Atenție, cu mâinile goale nu avem voie să folosim nicio armă pentru că așa să-i dăm mare pumn și o să ne dăm, nu, nu game mod, nu game mod, game rule, keep inventory true ca să nu ne pierdem tot inventarul totuși și spawn point exact aici ca să fie treaba, treaba că dacă ne batem cu aer în golem, să ne spawnăm în tot aici, să mergem din nou și din nou și din nou, că sigur o să ne bată, adică clar. Și au tele aici pe băiat și o să încercăm să-l batem cu mâini. Bă, să-mi dau spawn point aici, lângă el. Așa. Și, hai, ok, deci dintr-un singur hit mă bate aia în golem ăsta. Uh, da, este... Opa, pa? ia vezi. A, am înțeles. Bun, bă, cred sincer că am o șansă să... Opa, pa! opa, opa, nu, 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 nu. Mamă, vezi că s, -s aproape, vezi că -s, s aproape. Și... Bă, vezi că nu mai are mult, nu mai are mult și eu cu mâna goală să nu au discuții Da, nu știu de câte ori omorât. Chiar nu știu, dar vreau să scrieți voi în comentarii de câte ori m-a omorat Iron Golem ăsta. Da, văd că... Văd că e cam Ferrari Iron Golem. ul doar o să-l bat, o să-l usuc pe genunchi. Bine, bă, băiatule, bă, l-am bă, făcut prof, bă, Iron Golem. L-am rupt. Pe genunchi și el ne-a omorât cam de una, două, 15, două, 16, de 17 ori am fost omorâți de Iron golem, dar am îndeplinit provocarea. Domnule Marius Costin, provocarea mea pentru dumneavoastră este să-ți faci o lume nouă de Minecraft, de survival și să găsești un diamant în mai puțin de 10 minute. Deci dacă trec 10 minute, trebuie să faci altă hartă și să încerci din nou. Nu contează cum faci jos de diamant, uh, poți să-l găsești doar să-l găsești, nu trebuie să-l minezi neapărat, dar trebuie să l găsești ori minereu, ori uh, item-ul în sine, habar n-am, un diamant în mai puțin de 10 mtp, o lume nouă. Hai să te văd! cum faci chestia asta? Ok, cred că Luca Luc Burgerul vrea să mă omoare în această zi minunată, așa că o să facem o lume nouă și îi dăm direct drumul pe survival, că așa trebuie, create new world și hai să vedem unde ne spawnează. Acesta nu este un spawn rău deloc, vom da drumul la cronometru și începem Sid. Acesta este seed-ul, vreau să-mi încercați, sunt pe versiunea 1.16.5 ca să știe toată lumea și Încercați și vă și să înceți, bă, cuștine, ai trișat sau ceva? Nu, totul e transparent, fraților, și nu am trișat deloc. Bo, să am nevoie de... De unelte de astea, ca altfel n-am cum. Îmi trebuie unelte de piatră și de iron. Da, cred că trebuie ceva. Nu-l nu pot bate, că e scheletonul! Nu! Bubuie, bubuie și bate pe astea Atât am vrut. Hai, scheletonule, dă-te aproape. Dă-te aproape să te bat. Deci dacă am bătut scheletonul ăsta, sunt tatăl lor. Atât am zis. Dar problema cea mai mare este că nu am apă în momentul ăsta. Dar, uh, apă, pardon, mâncare și la asta. Nu m-am gândit că o să am nevoie de mâncare. Și parcă văzusem niște iron. În... Mamă, a, nu, uite aici, aici jos. Aici ajuns niște iron, în... perfect. Uite aici, cărbune. Aia zic tată. Bun, facem acum și pickaxe legendar și am plecat la treabă, frate Bă, spar câte un bloc, mă, ce-o fi, o fi Ăsta să fie norocul Uite, Iron, bă, frate, care e șansele să găsesc chiar Iron Ăsta să-mi fie norocul Ia să vedem Nu cred Nu cred Hai cu diamantele, tată, zic că e diamant Nu e, nu e, nu e diamant Mamă, păi, încă nu Bine, cred că m-a pierdut din vizor sau ceva O să merg pe aici totuși Ia, hai cu diamantul, te rog te rog, un diamant, atâta vreau Nu, 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 nu Nu, te rog, nu Mamă, asta că mai dă un hit, mă distruge pe viață Mă distruge pe viață, dacă am murit, sunt pa Nu, nu mai pot alerga M-am dus, gata A, până aici mi-a fost Până aici mi-a fost Uite, încă un creeper, încă un creeper Nu, no, am fost înconjurat de creeperi Fenomenal, frate, fenomenal. Asta este efectiv a șasea lume pe care o fac. Asta este sidul și am dat drumul la cronometru. Hai să vedem, fraților, dacă de data asta am noroc pentru că nu mai suport. 1.16.5 este versiunea pentru cine vrea să încerce sidul. Să nu cumva să ziceți că am trișat. Bă, deci ce chestia asta 15 de 15.000 de ore, efectiv. Pentru că, ai, bă, deci m-am săturat pe câte lume am intrat. M-am jucat pe fiecare câte 4-5 minute. Am murit, am ieșit. Nu vreau, dacă mor, nu vreau să mă mai întorc și astea că... Nu e frumos, frate. Ori începem pe o lume o fără să murim fără salea, Orice ce facem. Ia să vedem, bă. Hai să vedem care e situația, bă, aici. Că nu, nu, deci nu mai suport, efectiv. Văd în fața o piramidă, fraților, și sper să găsesc ceva de diamant acolo, pentru că efectiv înnebunesc, credeți-mă, deci nu mai suport. Luca a apelat la, la slăbiciunea mea, fraților, norocul. Bă, norocul tu, voi știți, abonații mai vechi știu, frate, că norocul nu este... nu e, nu e a meu norocul, nu e... Bine, bă, băiatule, bă, aia zic, norocul nu e a meu, dar... 2 minute 40 și ceva, am văzut acolo că am resetat în loc să opresc cronometru, dar am găsit, bă, am găsit armura de diamant și nu avem niciun diamant, dar este ceva de diamant acolo, așa că e bine, a șasea lume pe care o joc, îmi venea să plâng, efectiv voiam să renunț, dar uite că am reușit. Coștini, provocarea mea pentru tine este să-mi construiești capul din Minecraft în timp record pe Minecraft Survival, te bagi? Ok, Insanity vreau să-i construim capul din Minecraft în timp record, așa că am dat drumul la cronometru și am plecat direct pentru că am văzut deja acolo de la spawn un sat, fraților, și o să mergem direct la sat, dar până atunci, bă, de fapt nu, că satul este tot în deșert, o să iau niște nisip de acolo pentru că cred eu că am nevoie de niște nisip și de teracotă, foarte multă teracotă, pentru capul lui pentru că are capul cât a căpat și ne trebuie niște blocuri negre Și cred că blocurile negre le putem face din cărbune Bun, deci mergem direct în sat să vedem ce găsim În primul și în primul rând o să avem nevoie de mâncare Pentru că Nesca vrea să facem capul lui pe Minecraft Survival Ceea ce o să fie destul de greu dacă nu avem mâncare Așa că luăm frumos toate, toți baloții ăștia de paie Și să sperăm că găsim ceva unelte pe aici Că ne-ar ajuta mult un pic și o zic și așa Dar aparent n-am găsit nimic, așa că o să luăm niște nisip, fraților. Bun, deci nu-mi vine să cred cât de norocos pot fi, frate. Deci uite și tu ce am în față. Exact mesa, exact lucrul de care am nevoie. Așa că voi merge să-mi fac niște unelte și după vom merge direct în mesa și vom începe construcția capului lui Insanity. Mi-am făcut un și cred că o să am nevoie de un bloc de la un pic mai închis la culoare pentru năsuc Pentru că am văzut că la năsuc acolo el are ceva, un bloc mai închis la culoare Și cred că ăsta este Brown Terracotta, așa presupun eu, nu știu Acum o să-l fac și voi înscrieți în comentarii dacă a ieșit sau nu Bă, nu știu sigur dacă o să folosesc astea, dar o să iau câteva pentru că, na, nu știu, cred că mai bun e nisipul decât teracota asta galbenă. Bă, dar are niște nuanțe de teracotă pe el, că eu așa zic că e teracotă, că din altceva nu cred că poți să scoți culorile alea. Bă, de, de habar n-ai, frate, de unde să le găsești, că nu cred că am văzut în viața mea teracotă în habitatul natural, așa, culoarea albastru ăla, așa, că vine să nebunesc. Da, și cred că problema mea cea mai mare în momentul ăsta este că asta e toată mesa pe care o am, fraților. Trebuie să caut alta. Trebuie să caut alta, Am vine să pai de capul meu, bă, nici măcar rozul ăla de la limba, nu l-am găsit. Bă, am găsit un roșu care e tot așa. Nu știu dacă o să am nevoie de el și să iau și niște de stat dar de stata, găsesc bă, în toate mesele, sincer vă zic. Dar nu am găsit nici măcar rozul de la limba și de la obrăjări și de la astea, bă, îmi vine să plâng, frate. A, tocmai am liniștit pentru că, uite, în partea acolo tot mesa e, așa că e bine. Bun, deci nici aici nu pare să fie albastru. Nu pot să cred că s-a terminat aici, te rog eu frumos, nu face de... A, uite mai e acolo. Bă, bă, deci mesa asta să joacă cu, cu, sufletul meu. Uite-mă cum e blocul ăsta aici. Deci să joacă cu sufletul meu. Da, bă, aparent ăsta cred că e foarte bun, sincer. Blocul ăsta, așa că o să iau mai multe. Am ajuns în vârf și tocmai am constatat că altă mesa nu pare să mai fie în zonă. Bă, tot așa, e în continuare acolo ceva. Dar mi-e e și frică să mă dubă, frate, că dacă nu mai e nimica în continuare, vreau să mă uit de aici, să vă poate să vede mai bine. Dar nu pare să fie, uite, că acolo scopă cei, în mesa nu sunt copăcei, Da, cred că o să trebuiască să -ți găsesc altă mesă sau pași și să mănânc, pentru că aici nu găsesc blocurile alea albastre. Nici măcar știu dacă le găsesc în habitatul lor natural sau ceva sau trebuie craftate, Vai de capul meu. Ok, am găsit o altă mesă și am descoperit faptul că cu aceste flori poți face culori și să-ți craftezi propria ta teracotă. Bine, dar trebuie teracotă de asta parcă și vreau să și testez acum să văd dacă funcționează pentru că n-am testat, mi-am făcut doar culorile și atât. Eu zic că mi-ajung culorile să și dacă nu mi-ajung insanity, sincer îmi pare rău, dar nu, am găsit mai multe flori, am căutat flori, bine am căutat, n-am căutat, am mers așa și am mers am găsit și florile. Dar, bă, e greu, bă, ai cum, bă, da, E mai multă teracotă de asta, e așa. Bun, am mai la niște teracotă de aici, eu și poa asta, mă, ce facem? Stăm fără teracotă pe felie. Ok, și acum punem așa, facem asta aici, bam frumos și... Nu cred! Nu cred că merge, bă, dar parpolul ăsta nu prea e parpol, așa, da, asta e, bă, frate, n ce să faci, deci trebuie teracotă normală și o să-mi fac teracotă, din teracotă normală, teracotă de toate culorile. Partea ce mai proastă este că pickaxe-ul meu se va strica dintr-un moment în altul și, bă, dar cred că am, da, mă, mai am niște, niște piatră, oricum de piatră facem rost imediat, cred că am văzut și acolo niște piatră, dar eu zic că avem 55 de bucăți de teracot, eu zic că ne ajung ca să ne facem noi uh, uh, ceva aici, cred. da, numai, numai fix 6 bucăți, uite, bam Blue teracotă și purple teracotă Ok, bun uh, Deci mai avem nevoie de o grămadă Băia să ne mai craftăm noi unde sta frumos ca băieții Bam, 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 bam Nu am găsit iron uh, Bine, cei drept nici n-am căutat De deci ce să vă mint Dați și voi în pentru că ați văzut că Bă, e, vă de deci ce e, nu știu Mai bine, mai bine dormi Și mănânci o urma. Decât să stai să te, de, doamne, deci am, am primit niște challenge -uri. Trebuie să stai să te gândești, cum să fac aia, cum să fac aia Să vedeți și pe parcurs, dacă dați un like, vă rog eu mult de tot Pentru că înseamnă foarte mult Și uitați-vă cum stau eu și iau teracota asta Bucățică cu bucățică, fraților Îmi vine să nebunesc Bă, și sincer o să încep cu nisip Nisip și asta e Deci nisipul e așa și asta e așa hmm. Bă, ăsta l-aș pune la obrăjări, sincer, deci nu. Bă, oare dacă fac nisipul cumva, nu știu... A, uh, uh, nisipul trebuie prăjit, am înțeles, deci nu pot face nimic cu... Ah, A, da, mă, uite, uh, așa, bun. Este dacă punem așa, asta are oare o altă... Hmm, da, nu știu zic, cred că o să-l fac cu nisip, fraților, pentru că nu găsesc un bloc să se asemene cu ăla de acolo, sincer vă zic, și pe la teracotă pe aici nu prea, nu prea, sunt blocuri care să se asemene cu, cu insanity. Bun, deci nu e cel mai reușit skin din univers, aș putea spune. Eu nu vreau să vi-l arăt încă pentru că arată într-un fel, fratele, Deci chiar arată într-un fel. Uh, ok, sunteți pregătiți să vedeți asta. Insanity, îmi pare rău! Dar! Vă wow, mai mult de n-am putut bă. Stai, 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 stai să se-i face, să face și, și limba, stai așa. Cu, cu ce se face limba? Cu, cu ping! Ia să-i dăm cu pink teracota pe aici, Până la limbuță Bă, insanity, deci chiar, chiar îmi pare rău, bă, frate, dar Nu, bă, nu, nu efectiv, atâta s-a putut, ok? Nu vreau să te superi, vreau să dați o notă, cred că nota 2 o să-mi o dați Dar au trecut 45 de minute și are eu să fac asta și mă bubuie un creeper acum, ok? Sper să nu bubi și construcția creeper pentru că, uh, da, bine, cred că vorbim degeaba o creeper la Deci, da, eu zic că am făcut ceva decent, nu știu, spune și voi acum, având în vedere că e făcut pe Survival, na. Coștini, să știi că am o mare provocare pentru tine. Încercă să bați dragonul doar cu paturi. Adică să-i dai damage cu paturile care explodează din end. Încearcă să faci chestia asta. Nu știu dacă te pricep sau dacă știi să faci treaba asta, dar... Uh, nu știu cum faci, dar înveți. Ia să te vedem dacă știi. Ok, Ganicus, ne provoci să... Mergem să batem dragonul cu patru. Bă, sincer, eu sunt expert în asta, n-am făcut niciodată. Sau nici măcar nu știu dacă am încercat. Nu-mi amintesc că o să iau mâncarea asta de aici bine. De fapt, cred că o să iau niște fân că e mai bun. Și voi lua paturi, voi merge în end și îl voi face praf pe tovarășul dragonescu. Atât am zis. Mi-am făcut și un scut și ia uite ce să vezi, a apărut portalul de end în fața mea, oh nu, ce se întâmplă? Eu l-am făcut din creativ, asta e clar, dar scopul nostru este să batem dragonul cu paturi și asta vom încerca să facem, o să țin pichexul asta aici și iau toate paturile astea galbene, uh, da, aparent îmi trebuie blocuri de construit, bă frate, să ajung până acolo pentru că sunt blocate efectiv aici și nu am niciun bloc. Minunat. Acum nu mai vedeți dacă îi pun patul acum? Mă, dar nu știu cum să pun paturile astea. Da, eu încerc, frate, eu încerc. Uite, punem un pat. Bă, dar acum, Aole, trebuie să trebuie să morc un pic mai sus, să i pun patul. Cum să punem mă patul? Bă, acolo. Ia, stai, să mi pun un obsidian de ăsta. Oare așa să pune? Bă, nu știu să pun patul, bă. Da, îi dau cu patul un cap. Îi dau cu patul un cap la dragon. Îi dau cu patul, nu nebunesc. De ce nu pot să pun patul aici? De ce nu? Ce? Am pus un pat? A, am pus pat, Uh, da. Bun, cred că am înțeles cum stă treaba și în primul și în primul rând nu trebuie să fii pe Bedrock Edition Eram pe Bedrock Edition și bă, 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 de sunt paletin mare Hai, dragonule, vină cu acea că îți dau cu patul acum de sari trei zile în sus Atât îți zic, trei... 3... Mamă, cum a venit aia mine? Ok, mi-a dat cu de asta, mă omoară Haide, mă, haide că a venit și cum, cum fac cu patul? Așa Mă ce m rucat? Ce mă? Bun, deci efectiv încerc de o oră și nu reușesc Gamicuț mi a distrus viața efectiv Deci îmi pare nu să zic asta Dar bă, bă deci nu mai Deci pentru nervii mei o să renunț la chestia asta. Deci de o oră întreagă eu încerc să bat dragonul cu paturi și cum încerc să-l bat? Mă duc până acolo pe creative, îmi ia tot ce trebuie și încerc doar să-l bat acolo. M-am uitat și la tutorial am înțeles cum să face. Am reușit, bă, dar mă ia dragonul ăla și mă aruncă pe univers, frate! Te provoc să găsești șapte oi gri în 5 minute. 7 oi gri în 5 minute. Bă, oile gri nici nu cred că le pot face eu să fie gri. Bă, de greșit, dacă am culoare... Dar nu, nu vom face asta. Și acesta este seed-ul. am zis, puteți intra 1.19, ultima versiune de Minecraft de asta. I-am dat start la cronometru și am început. Ați văzut, fraților, dacă e de recunoscut că, bă, uh, trișez sau chestii de genul, că mă pun pe creative, cum a fost la la provocarea lui Ganicus, am zis, bă, uite, eu m-am pus pe creativ, am încercat, alea, nu a reușit, frate, asta e. Dar acum căutăm oile gri. Până acum n-am văzut nicio ceea ce e super bine și dacă nu voi găsi în 5 minute, voi reface lumea și așa mai departe, până când voi găsi un sit cu 7 oi gri. Cred că o să-mi ia 15.000 de ani. Oi! Oi, dar nu sunt gri despre ce vorbim. Ba, asta e gri? E albă, mă. E albă toată ziua. Uite, erau aici patru oi, nu puteau să fie toate gri. Mai am un minut. Care sunt șansele să găsesc într-un minut șapte oi gri în condiții în care n-am găsit niciuna până acum? Vă zic eu, zero. O să le facem lumea, fraților. Bă, asta e oaie gri. Asta e oaie gri. Să pune ca gri? Eu așa zic, ia să vedem ce fel de lână. Dacă îmi dă lână gri, e clar gri. Adică, pe bune, n-a zice... asta? Gri! E oaie gri, prima oaie gri, e bine Nu pot să cred că mai am încă două oi gri în față Și sunt de abia la jumatea timpului Bă, sper să fie gri, bă, frate Că nu-mi dau seama dacă e gri sau nu e gri Dacă, e, dacă asta e gri, da, e gri Avem două, trei oi gri până Acum ne mai trebuie încă patru, fraților Hai să vedem dacă reușim P Este o oaie gri în fața mea și avem patru până acum Mai avem un minut, bă, frate, încă o oai, bă, și asta e tot gri, adică pe bune, uite, o să o omor, bă, dar pierd timp omorând doile, bă, frate, bun. Uite, light grey, bă, e tot gri, frate, adică pe bune, nu, nu s-a zice nuanță de gri, deci este gri. Încă trei oi într-un minut, bă, dacă le-aș găsi pe toate trei una lângă alta, ar fi perfect, dar sunt șanse foarte, foarte mici să... Uite, una acolo, una acolo, deci am găsit încă una și mai am nevoie de două, bă, deci cu aia de acolo sunt cinci, am găsit oaia, asta e clar, dar o să mă duc lângă ea. Uite-o, oaia gri, fraților, bun, i-am dat un hit, nu mai stau să o omor pentru că nu are rost și mai avem 30 de secunde pentru două oi, nu-mi spune că pierd la 30 de secunde challenge-ul ăsta, că înnebunesc. Da, aparent s-a dus timpul, dar dacă sunt aici două oigri, uh, o să zic că l-am făcut, fraților, pentru că am pierdut un pic de timp omorând oile alea, dar hai să vedem dacă totuși găsim sau nu aici pe partea asta niște oigri. Care erau șansele? Vă zic eu, zero, pentru că ăsta mi-e e norocul, fraților, nu am noroc să găsesc oigri deloc. Hai să vedem ea, 15.000 oare, i-am dat drumul la cronometru și hai să vedem oile. Bă, am văzut de când am intrat pe lume că aici era o oaie gri și am zis să încep exact de pe lumea asta pentru că am făcut 100.000 de lung fraților, și înnebunez. Deci avem prima oaie care este și gri, ce să vezi. Așa că hai să le găsim și pe celelalte. Ok, avem aici oaia cu numărul 2, fraților, care este gri. Opa, opa, asta nu cad aici. Avem una maro. Nu cred! 3, 4, 5, oi oh, gri! Și ai tot gri? Nu, nu cred. Deci, avem una, două, trei, 4, mai era una sus aici. Mamă, deci mie, mie nu -mi vine să cred efectiv ce se întâmplă acolo. 4 oi și cu aia din urmă avem 5 până acum și nici măcar un, un minut n-a trecut. Nici măcar un minut. Bă, deci totul este perfect. Ah, cal. ok. Bun, calul nu cred că se pune Hai să vedem, mă, poate, poate avem noroc Bă, ne mai trebuie două oi gri Atât, bă, atât Uite-o, uite-o, deci încă una Încă o singură oaie ne mai trebuie băie, e gri, da? Mă, nu, că vreau, vreau să o omor pe asta Să văd, să mă asigur că sunt gri Că toate au fost la fel ca asta, efectiv Deci toate, toate au fost și să nu fie vruna neagră sau ce. Ok, ok, este gri Și 5, 7, pardon 7 oi gri 7 oi gri, fratele meu Aia zic, ia să vedem că mai e una aici 8 oi Deci am găsit în 2 minute 8 oi Și nu am găsit în 15.000 de lumi pe care l am creat 7, bă Deci nu, nu, nu-mi vine să cred, efectiv Deci nu-mi vine să cred, uitați-vă câte lumi Am făcut, efectiv am făcut O grămadă de lumi Ca să-mi fac lumea asta ca să fac provocarea asta și am reușit, fraților, am reușit. Fii atent, Costine, provocarea mea pentru tine este să te bați cu 100 de zombi, de spawnezi 100 de zombi frumos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, pui acolo 100 de zombi și vreau să te lupți cu ei, dar să dai click cu nasul, efectiv, deci să dai pe mouse click cu nasul și efectiv așa să bați 100 de zombi, cu nasul, gen. Succes! Ok, ai silent, vrea să batem 100 de zombi cu nasul și pentru asta am zis să îmi iau și eu o sabie mai OP cu 16 tag de meci, măcar să le dau un hit la mobi ca să-i omor, pentru că totuși sunt 100 și de fiecare dată când voi uh, muri, voi fi spawnat aici pe platforma asta și voi sări jos aici, bam, și mă voi bate cu ei. Avem aici în dispenserul ăsta 100 de zombi 64 cu 36 egal 100, îi spawnăm pe toți aici frumos și așteptăm să apară tot și după ne batem cu ei cu nasul. Chiar acum m-am pus pe survival și uitați-vă cum vin toți băieții ăștia să se bată cu mine, bă, și eu mă voi bate cu ei cu nasul, nu o să dau click deloc, ok? Bun, vreau să-mi poziționez cumva mouse-ul și am sărit, bă, am sărit, haide, da, dați cu mine, bă, șmecherilor, dați hai că o dau ăștia cu mine, dacă e, că uite, să, să, vede clar că dau cu nasul, da, e greu, bă, frate, e greu să te bați cu zombie. Bun, nu mi-a efectul, dar apare nu e așa întuneric, așa că o să stau un pic cu asta mai sus, cu ținta și mă arunc, m arunc. Hai mă, hai mă, hai mă bunule Ce mă, nu e un hit? Mamă, frate, bă, dar e mai greu decât îmi imaginam, pe bune Totuși, dacă ne batem cu nasul și murim atât de des, am zis să-mi iau și armuri, ca să fie treaba bună, așa că hai să vedem cum e cu mobii ăștia care mor de la un hit aparent sau de la două, na? Da, e greu, bă, e greu, n-ai, n-ai, cum să e, e greu rău de tot. E printre cele mai grele challenge pe care le-am avut, sincer Pentru că nu pot să controlez stânga-dreapta mouse cu nasul Adică e, e rău de tot, dar mă doare nasul, cred că o să mi se, o să mi se facă nasul atât, frate Aparent nu au mai rămas mulți zombi, dar au rămas mulți pui Așa că o să trebuiască să stăm un pic cu mouse mai în jos și să sperăm că reușim să-i batem Haideți, mă, șmecherilor, dați-o cu mine Bun, Bun, așa Vezi că e bine, deja acum când sunt mai puține mult mai ușor, fraților E mult, mult, mult mai ușor Ia uite -i. gata, păi nu mai dă nimeni cu mine Ce faci, mă, cartofel? Stai, bă, stai că nu-l nimeresc, așa, bun, bun Vezi că e cam bine cum mă bat eu cu ei, așa Ia uite, bam Bă, ba, cred că, cred că acum bă, până să mori îi bat pe toți, sincer Dai drumul, dai uh, 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 vezi că, nu, 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 în spate, în spate Nu pot să mă întorc, nu pot să mă întorc Bun, mă, deci dacă mi-a -mi vrut din spate Am cam pus-o, bă, ia Ia. Bă, pun și eu mouse jos să mă întorc pentru că efectiv. A, ah, da, am înțeles, este una aici, dar îl fac eu să nu mai fie. Ok, vreau să mă întorc să văd dacă mai e cineva. Ia. A, ah, unul singur? A, ah, ok, ok, bun. Uh, pe ăsta vreau să-l bat frumos, bă, frate. Ia, ia vine -o cu acea. Fii atent, Te-ai te dus, băiatul meu, te-am distrus. Te salut, Coștinii. Mai pus aici să-ți dau o provocare pe Minecraft, bă, și M-am tot gândit ce să-ți dau și uh, cred că ar fi tare să-ți faci skinul tău din Minecraft, adică tigrulețul ăla de la tu, de pe creativ, de pe survival, ce vrei tu acum, dar să-l faci în Minecraft și să-ți iasă acolo unul la unul cu skin-ul tău. Bă, nu știu cât o să-ți ia, dar cred că la final o să dea foarte, foarte bine. Pentru abonați, o provocare, lăsați acolo un like și chiar sunt curios cum o să-ți iasă skin-ul. Ok, ar vrea să ne facem skinul nostru în Minecraft și nu o să-l facem pe Survival pentru că ne-a dat de ales și o să-l facem pe Creative. Ne-am luat aici în inventar, cred eu, toate chestiile de care avem nevoie și nu avem decât să-i dăm drumul la treabă, fraților. Ia să vedem să-mi așa și eu skinul aici, să-l văd bine și încep cu uh, piciorușele pentru că mi se par cele mai... Uh, cel mai ușoare de făcut și sincer cel mai bine încep de la picioare când când faci un schimb. Bă uite asta o să fie un spațiu dintre cred. Aici o să vină portocaliu. Da o să-mi o să ia ceva timp. O să-mi ia ceva timp și cred că o să-l fac numai din față sincer. Pentru că s-ar putea să dureze 50 de ani bă. Și uite așa arată la început. Să vedem cum arată la sfârșit. Ok cam așa arată corpul și mai avem de făcut doar capul. Bă zic că e și cât de cât. Adică dacă mă uit așa un pic. Nu știu. Pare că sunt eu sau nu pare, ba, pare, nu prea pare și nu prea sunt bun la construit skin așa că vă rog eu frumos nu mai puneți să construiți skin niciodată. Și cred eu ultimul detaliu pe care trebuie să-l punem și hai să vedem dacă seamănă. Bă, sincer să fiu, având și exceptând faptul că i-am făcut capul un pic într-o parte, pot spune că seamănă cât de cât, frate, adică pe bune, seamănă un pic cam bine, adică aș vrea să arăt așa, nu, este foarte urât și vreau să-i dați o notă, dar sper eu să nu fie prea multe note mari Pentru că nu merită, sincer, frate uh, Da, ăsta mi-e talentul la construit Bă, și cu modelul în față tot nu sunt în stare să construiesc așa cum trebuie Asta e Hello, provocarea mea este să-ți evitezi cu Elitra și să încerci să intri într-o gaură un bloc. Iar ultima provocare vine de la Zumi Și ne spune să sărim printr-o gaură de un bloc cu elitra Acolo este gaura de un bloc Noi suntem aici pe schinul nostru frumos construit Și hai să vedem dacă reușim, fraților, să zburăm cu elitra Prin acea gaură de un bloc Bă, chiar, uh, da, eu nu prea știu să zbor cu elitra, v-am mai spus Bun, hai să vedem Ok, acum zburăm, zburăm, zburăm și... Ah, am fost aproape, am fost aproape. Simt că reușesc. Simt că da. Hai mă, hai mă că se poate, mă. Haide, haide. Nu! No! Bă, dar cred că să ar vedea mai tare dacă aș încerca așa, dar cred că e și mai greu pentru mine să, să, fac așa. Sau nu e mai greu? Nu cred că e neapărat mai greu, cred că e mai ușor așa. Hai să vedem, putem să putem să ne ducem mai sus. Ok, ok. Bă, am um, da. Ce aproape am fost, nu pot să cred. Și nici nu mi-a luat foarte mult, era 4 minute, gen. Bun, deci cam asta a fost clipul. Uh. Elitra s-a stricat puțin, mă aștepta sincer să distrug foarte multe elitre. Prima provocare vine de la Ferrariu Paula Elena oficial, să fie clar, și spune că este imposibil să sari în lavă fără să mori. Suntem pe survival, avem acolo jos lavă și hai să vedem, fraților, dacă chiar este imposibil sau nu. Bă, sincer, eu cred că o să reușesc să fac asta, așa că dați și voi un like, pentru că în următorul episod de acest gen voi alege tot din comentarii o provocare, așa că lăsați și o provocare în comentarii și hai să facem mai multe 2000 de like-uri la acest episod, sunt sigur că putem, fraților, avem putere foarte mare acolo în comentarii și în like-uri și în toată, așa că am sărit, bă, am sărit și sunt în lavă și, 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 haide, haide, no, mă, ce puțin mai aveam, mai încerc o rată. Ok, dubla cu numărul 2, băi, Paula, mai cam rupă nu sincer să zic, dar am sărit, am sărit, am sărit și, hai, 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 coștini, știu că poți, știu că poți, știu că poți. Bine, bă, bă trebuie să am sărit în lavă și nu am bunit, acolo n-a scris nimic, ca să n-ai apă lângă tine sau astea, deci am sărit în lavă de sus de acolo și după m-am dus în apă și nu am murit, deci am reușit, am îndeplinit provocarea. Ok, urmă Următoarea provocare vine de la Liquid Gamecraft 678 Roblox și nu mai se vede ce scrie acolo, dar ne dă un seed anume, fraților. Uh, inițial am crezut că e un seed luat de pene sau ceva, dar nu, efectiv a scris el un seed acolo pentru că nu, ai, nu, cred că ai fi găsit un seed interesant pene cu 1, 1, 2, 2, 3, 3 și astea. Bun, și acum hai să, hai să băgăm, uh, seed-ul. Deci avem minus 1, 1, 2, 2, 8, 9, 0. Ok, deci ăsta este sidul pe care trebuie să intrăm Bun, intrăm direct pe survival Cred că n-am dat creative acolo Dar nu contează că ne dăm pe survival Și trebuie să găsim, să facem rost de fapt de o armură Full piele pe acest sid. Și o să facem asta pe survival Bun, am intrat, suntem pe survival Și uh, game mode, ia să vedem Deci n-avem cituri, n-avem nimic, nu putem da game mode Și hai să vedem, fraților, dacă găsim sau nu uh, armură de piele Să facem rost de armură de piele Mai întâi ne trebuie niște unelte, cred care sunt șansele să găsesc vaci, frate, pe aici, pe în junglă? Sincer vă zic, adică n-am văzut niciodată vaci în junglă, dar hai totuși să vedem. Nici măcar nu știu dacă el a testat lichid. Nu știu dacă lichid a testat acest, uh, acest seed, dar uh, vă zic eu că în junglă nu prea se găsesc vaci, deci trebuie să mergem un pic mai mult să căutăm. Hopa! Sau... Iată! Iată! Ați auzit-o și voi, nu? O vacă, bă, trebuie să ne face armură full de piele Bă, n-ar fi așa greu, avem deja două bucăți Nici nu știu de câte bucăți Am nevoie de 24 De 24 de bucăți, bă Hai că, sau cel puțin așa cred că 24 Dar avem patru bucăți până acum și avem și mâncărică Deci totul este super bine Deci apărăm pe în junglă Mai crezi și vaci, mă Bun, asta nu știam Bă, sincer, nu mai vreau să stau pe aici, pe jungla asta Și să mă duc pe partea cealaltă, acolo, pe insulă Că cine știe, poate mai găsesc vreo vacă pentru că, sincer, mă cam îndoiesc că pot găsi în mijlocul junglei niște vaci, așa că vom, vom trece aici, pârâul ăsta și vedem ce găsim. Sau, sau putem merge acolo? Hmm, nici nu știu unde să mă duc, bă. Ba, am găsit niște oi aici, o fi vreun semn bun sau... Da, nu știu ce să zic. Bă, dar pe, pe insula asta de aici am fost. Nici nu mai știu unde am fost și unde n-am fost, bă, dar sincer, prin junglă nu m-aș băga. Că tare mie că mă pierd pe acolo și în junglă oricum am, am altă provocare, o să vedeți voi. Dar... Și n-aș vrea să o fac gen fără să vreau, pentru că tu poți trebuiască o să o fac chiar și nu o să fie combinație, pentru că de două ori în același episod, sigur nu o să am eu noroc, fraților, așa că, bă, nu mai omor uh, uh, găinile, pentru că am mâncat o găină și găina aia mi-a dat efect de la nasol și pai de cap, mi s-a făcut rău de la ea. Bă, și ăsta trebuie să-mi dea piele, nu? Adică așa ar trebui, e normal să-mi dea. Ia uite, bă! Bă, uite, ne facem o căscuță, bă, fraților, să avem și noi ceva de piele bun și ne-am făcut practic prima bucată de armură și trebuie să mai căutăm acum pentru că măgăreia mi-au dropat foarte puțină piele. Raiul vacilor, băi, uite le gata, ne-am ne luat pastea, ne-am rupt pe genunchi. Doar două bucăți de piele din patru vaci, serios? Ia, mă, să vedem ce putem să face. ne facem. Ne-am făcut uh, tot de asta și mai avem nevoie, avem 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne mai trebuie 3 bucăți. Mamă, fiți atenți, fiți atenți că mai erau niște căi aici. Gata, mă, deci, bu, deci nu -mi vine să cred, deci caut de, de 20 de minute, caut efectiv. Uite, ăsta e ultimul cal. Mamă, îmi dă ăsta 3 oare, să am 8? Îmi dă 3? Hai mă, dăm 3, te rog. Nu mi-a dat nici măcar una Își bate joc Am văzut că ai în fața, uite crafting acolo Am văzut că ai în față, deci e gata Băi, e clar, deci nu mai stă nimeni În calea mea și a ful de piele Asta e Asta-i, bă, e ce trebuie, asta ta, vă zic, ia, ia vezi, asta îmi dă trei, simte că îmi dă 3 Doamne, da, nu e problema că mai avem aici un căluț, bă, îmi pare rău de căluțe ăștia, pentru că ar fi fost foarte bun, fix 8 bucăți am Fix 8 bucăți ca să ne facem și uh, asta tunica și suntem full piele. Băi, lichid, sper că ești mulțumiști că am făcut provo provocarea așa cum ai vrut tu. Fabian și serile sau serile, nu știu dacă sunt două persoane scrise acolo sau da, nu înțeleg. Dar ideea este că trebuie să găsim un sat în 5 minute. Avem cronometrul pe ecran, ne punem pe... Survival, ca să fie treaba bună, ok? Și i-am dat drumul, frate, hai să vedem dacă găsim satul în 5 minute. Ok, am fost spawnați aici, uitați-vă în ochii mei și dați like, pentru că vom încerca să găsim un sat în 5 minute. Start cronometru, am început, fraților, hai! A trecut primul minut și nici, nici măcar urmă de sat, fraților, îmi vine să plâng în momentul de față, pentru că la ce noroc am eu, sigur nu voi găsi niciun sat niciodată. Da, iar mai pot să alerg, apare mi s-a dus și timpul, nu vă un sat aici în apropiere, așa că o să încercăm pe un alt sid. Bun, și vreau să filmez toată de treaba asta să nu știți că băi, Costine, ai trișat ce ai băgat tu ce dar ai vrut tu și de astea nu. Intrăm, creăm lumea și dăm drumul la treabă, fraților, dăm drumul la cronometru și dăm drumul direct la treabă pentru că eu încerc să fac astea pe cât posibil. Adică dacă m-ar fi spaunat acum într-un sat, să fie legit, fraților, să nu știți că bă, vezi că bă, ai trișat sau chestii de genul start și hai să vedem. Bă, să sperăm că pe aici, pe zona să găsesc un sat. Uite, albinuță. Albinuțele sunt bune pentru că albinuțele sunt mereu lângă sate. Hai că sunt lângă sate, dacă e. Uite-l, bă! Uite-l, bă, în sfârșit, 2030, bă, l-am găsit, deci nu pot să cred, că mi-am pierdut toate speranțele. Bă, sincer, din a doua încercare mi se pare destul de decent, frate. Eu deja am luat să împățem acolo o oaie să-mi să au iau niște, niște mâncărică, niște alea, dar am găsit satul, vă pup, barbașa, te pup, Fabian și sper că ne mai auzi. MM ne provoacă să pornim un raid într-un sat alături de un Iron în golem și să-l batem mai puțin de 7 minute. Bun, o să dăm drumul la cronometru în momentul în care începe raidul. Give Marius nu, de fapt, efect uh, Give Marius Costin uh, Bad Oman și hai să vedem dacă reușim să pornim raidul. Ia, vezi că începe raidul, începe raidul, dați-vă la o parte, Iron în golemul cu mine aici, mai avem 7 minute. Start, gata, gata, a început raidul, bă, să fie clar, dacă să fie raidul, raid. Bun, unde-s mă băieții? Hai, era mele să-i batem. Băi, o să mă duc singur. Mi-am luat și armură de aer încă n-am n-am cum să mă bat cu una goală. Ia mă, unde sunt? Ia te, -te Dați-vă aproape, bă, dacă sunteți șmecheri. veni să dați cu mine, bă. Smecheroilor! Șmecheroilor, dați-o cu mine. Mamă, da, greu să mai bată ăștia, bă, frate. Are golem, te rog. Mă ajut sau sal? Haide, mă, hai. Nu trebuie să pe toți. Sat! Stau în mijlocul satului, are în ce treabă cu ei. Are golem, ce faci? Mamă, poate mă bat ăștia cu Iron Golem îngă mine că nebunesc. Un rider, un rider. Unde e? Mă? Iron Golem, te rog. Mamă, nu face nimic Iron Golem, -ul. nu pot să cred, frate. Trebuie să mănânc. Iron M-a ajut și pe mine că ți bat ăștia să tenii. nu știu cum să zic. Eu am provocat raidul, dar trebuie să-l bat. Eu unde a trecut un minut. Până trebuie să apară ăștia. Haideți. Unde mă, oamenii, bă? Unde s Riderii? Eu uite, eu uite cum vin. Eu uitei trebuie să, trebuie să -o dau tare cu ei, mă, trebuie să -o dau tare. Nu să dau tare, n-am de ales mă bat ăștia, mă bat Nu, m-a bătut Bă, bă de ce ai rangolem ăsta? Nu mă ajută deloc, frate Nu știu ce să mă fac cu el ce deci, am murit odată Au trecut două minute până acum Trebuie să fac ceva să-i bat mai repede pe bă, băieți Ia uite-l, mă În sfârșit a făcut și el ceva Te pop și te iubesc, în rangolemule Dar vezi că mai e unul Pe unde umblă? Iată-l, mă, ia Ah, s-a dus și ăla, bun Deci, două minute au trecut până acum Nu știu sigur dacă reușesc în șapte Ia uite, bă, vin cu ravagerul! Cu ravagerul! Mamă, Anca am cam pus-o... Ai mule! Te rog, e frumos! Mamă, dar dacă vine revenger ăla și în două bucăți, îi nebunesc. Îi nebunesc efectiv. Bă, dar dacă mă bag aici la Camila, oare reușesc să scap de reveger? Bă, sper! Sper să scap, adică, pe bune, că... Mamă, vine Revenger, vine Revenger, ai Golem, te rog! Mamă, 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 mamă! 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 Mi-e frică, bă Mamă, mi s-a făcut pielea de găină, bă, frate Mi-e frică cu refeigerul ăla Îl las pe Iron Golem să-l bată Îl las pe Golem să-l bată Și eu vin aici frumos ca băieții Și bam Hai, mă, aoleu, aoleu, Mamă, ăla mă rupe pe genunchi, efectiv Mă rupe pe genunchi Bă, dar dacă intru la fântână am, am, zis că intru la fântână, dar n-am intrat. Stai așa, stai așa. Gata, gata, nu, nu mă atinge. Nu mă atinge. Îl bat. M-a bătut, nu pot să cred, bă. Nu pot să cred, bă, frate, bă. ne a bătut era gole, bă. 3 minute, bă, mai am jumătate de timp, efectiv. Mai am doar jumătate de timp și trebuie să-mi iau armele să-l bat pe băiatul ăla. Dar părerea mea e că nu mai reușesc să-mi iau armele niciodată de aici, sincer. Bă, m-am blocat, nu! Nu, iar mă bate. Iar mă bate, nu pot să cred că mă bate ea. Deci nu pot să cred că mă bate iar băiatul ăsta Hai mă, două cu mine mă Două mă cu mine dacă ești chiar. Oaia, oaie Hai de capul meu, Băi, e greu, bă e greu cu Raidu. E greu cu raidul, bă Că vine, vine nebunul ăsta și mă bate Bă e greu rău cu raidul Iau uite, nu, nu pot să mă mișc efectiv de el Mă distruge Nu, no, cred că o să fie prima provocare La care renunț pentru că o să sparg mouse-ul efectiv O să sparg mouse efectiv Deci dacă nu reușesc acum să-i bat Nu o să, nu o să mai încerc Pentru că, mă, frate, deci nu, nu, nu deci nu știu cum să vă explic O să-mi să, o să, o să distrug mouse-ul Și nu vreau să-mi distrug mouse-ul, că altul am A, ah, ah, ok, n-a fost chiar atât de greu uh, Sincer, mă așteptam să fie mai greu de atât Dar dacă îl bat, bat, și pe ăsta gen E gata? Gen e gata sau, sau ce? Bă, la raid vin și vrăjitori, gen Adică să pune vrăjitorul ăsta ca rider, că nu înțeleg. Hai mă, ia, mori odată să, să văd. Da, bă, da, s-a pus vrăjitorul, what? Bă, și mai vin dată, bă, frate, nu pot să cred că nu reușesc în 7 minute, bă. sper să nu mai vină cu ravager de la bă, că e rău ăla. Ia, mă, cred că într-un minut reușesc să-i bă ăștia, sincer, dacă sunt numai unii. Ia, ia, cu cine vine? Vine cu ravager-ul? Ok, vine cu mai mulți vrăjitori, dar fără reveiger. bun. Bun, treaba e bună aparent Hai mă, hai mă că pot Pot să vă bat Pot să vă bat mă, pot Sunt sigur că pot Hai, hai, haide mă Mamă, 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 stai că i-a dau puțin cu de -alea. E nebunie, e nebunie mare, bă Hai mă, da, coborâți la mine dacă sunteți șmecheri Coborâți mă la mine dacă sunteți șmecheri Bă, mă, raid e greu, bă, frate Au că l a aruncat pe ăsta la bătaie aici L-au aruncat pe băiat <coughs> Hai bă, bă, dar nu vreau să mor, nu vreau să mor, bă, bă, bă Suntem așa că nu e chiar așa, nu vreau să mor, că nu prea trebuie să mor, gen Adică cam asta e treaba Mamă, dar vrăjitorii acum aud bă, vrăjitorii Mori, mă! Muriți odată, bă, dacă... Câtă viață au astea, bă! Coștinii mănâncă, mănâncă. Bă, s-au dus alea șapte minute, dar sincer n-aș vrea să-mi sparg mouse așa că o să, o să mai merg. să vedem cât de mult mă dureaza Dacă asta e ultima bucată de raid, e, e ok, zic eu. Sincer că, na, nu, n-am făcut bă raiduri, până acum nu prea am făcut, de ce să, de ce să vă mint, că n-am mai avut de-a face cu raiduri, cu de-astea, am înțeles, am și murit, da, ce mai contează, că spaletin mare rău de tot eu așa, ia, Ia te mă atacă și toată lumea mă atacă Mă atacă tot, tot satul Mă atacă Mă atacă tot satul, bă Bă, dar lasă-mă să te bat odată, bă, bune Băi, greu, rău de tot, pe bune, vă zic Ai în ul meu a dispărut și nu mai gata, nu mai am ce să fac Deci trebuie să, trebuie să mă bat cu, cu, forțele mele, gen Ok, sper să nu-mi iau hit, să mai pun și eu o bucățică de armură pe mine Și să încerc să o dau cu ăștia, că n-am de ales Hai mă, vrăjitorule, Uite-l și pe ăsta, bă, bă, mi-am pus pe toată lumea în cap acum Moare o așa, și Hai, mă, doi rideri, tu și încă unul, nu? Tu și încă unul, bă, sper să nu fii tu, sincer Hai, dispare de aici Ia, mă, unde mai e, mă, unul, mă? Acum stau să caut pe la 1, 50 de ani, lumină Eu am dat peste un scheleton aici, nu pot să cred, frate Iată mă unde s-a dea bă ăsta bă frate deci nu pot să cred așa ceva Și mai vin unii clar nu o să mai refac asta, nu, că deja m-a apucat toți nervii și sigur o să mai mor de 15 ori. Așa că ia mă, game rule, keep inventory true, că nu mai, nu mai e combinație. Uitați-vă de câte ori am murit, adică pe bune. Am murit de 100.000 de, de ori și am și efect de asta. Mai vin o dată cu Revager, nici măcar nu mă mai chinui să bat. Am înțeles, Uitați-vă și voi un pic ce acolo, bă, frate Uitați-vă un pic ce acolo, bă Mi-e și frică să mă mai apropii ideea, așa că dați un like Pentru că, sincer, cred că o să fie prima și ultima La care renunț în episodul ăsta Pentru că mă, mă distrug ăștia și mai e și noapte Și mă bate pe nu frate Mă bate pe Yangon Nu, nu mai, nu mai am șanse nu mai am șanse gata, am dus. Ninja Minecraft vrea să obținem un corn de la o capră și ne și spune cum. Îți mulțumesc foarte mult Ninja că mi-ai spus cum pentru că habar nu aveam și trebuia să caut până și poate probabil nu găseam sau ceva. Deci trebuie să ne ferim de un bloc, să ne ascundem de, uh, în spatele unui bloc când vrea să ne atace capra și am căutat o capră 5 minute efectiv pe aici, pe creative am căutat-o, am zis, bă, hai să mă pun direct la capra asta și nu am găsit și am sumonat eu una, să fie clar, adică să nu că, bă, costum, că n-ai arătat când ai găsit capra și astea. dar Hai să vedem, bă uh, Hai să lovim capra Și să vedem dacă ne atacă Ne atacă, mă? Uh, ok, de ce nu, nu, vre... nu vrea să mă atace capra, în primul rând? Capra mă și pe mine sau sal? Bun, deci capra asta aparent nu mă atacă Și o să mai uh, sumănăm niște capre Să vedem, poate astea ne atacă pe aici Văd că vine un zombie, dar... Ok Bă, dar nu mă atacă nicio capra De ce nu mă atacă? Dar, dar dacă o mor... Capra nu-mi dă cornul, mă? Ia Ba pare nu-mi dă corn, dar caprele astea nu vor să mă atace, ia De ce nu vor să mă atace caprele, ba? Da, ok, am căutat pe net, sincer, și vrut să fac provocarea asta, dar caprele zici ca sunt animale neutre și nu te ataca Dar cum faci răz de cornu' caprei atunci? Dacă... Ce face asta, mă? Da, nu înțeleg cum faci răz de cornu' caprei dacă nu, dacă nu te ataca Ok, am înțeles, deci caprele nu trebuie neapărat să mă atace, trebuie să sară ele și să cadă cu capul într-un bloc solid, bă, hai să vedem. Am pus aici 10 capre, le-am spawnat eu, clar, și hai să vedem dacă caprele astea sare vruna și își lasă cornul pe aici, chiar sunt curios, o să așteptăm, că efectiv trebuie să aștepți, asta am înțeles eu de pe Google, că trebuie să aștepți la capre aici până când ele își vor dropa cornul, când vor sări și vor cădea cu nasul în pământ sau ceva de genul. Au zis doamnele caprele, dar când aveți de gând să săriți și voi că v-ați împrăștiat pe toată harta și nici măcar nu vă mai văd pe toate. Vă rog eu frumos, măcar o săritură așa de control, să rămână un corn aici, atâta vreau, mai mult nu, să mă duc și eu în vârf de munte, acolo să cânt la el, că e frumos, nu? Hai, te rog eu frumos capră, fă o săritură de aia nebună de-a ta. Iau-te, iau Bă! Și cornul? Bă, dar cum facem, mă, să cadă în cap, bă? Păi, iarba asta nu merge sau ce? Bun, deci dacă nici aici nu dropează una, înnebunesc, efectiv, frate. N-are cum să nu dropeze. Adică e imposibil, bă. Haideți, vă rog eu frumos, faceți ceva cu viața voastră de capră. Săriți! Spargeți-vă cornurile, vă rog eu frumos! Ia uite, ia uite! Bă, de ce nu cazi în cap? Bă, nu înțeleg, de ce nu, nu, nu vrea nici... o încă una? Nu, nu, deci nu înțeleg cum... Nu înțeleg cum e cu caprele astea, sincer vă zic. Atât de greu e să faci jos de un corn de capră, pe bune. Adică au tot sări pe aici 3, 4, 5 de astea, dar nimic, frate, nimic. Ia, ia! Nu, dar cred că se și aude într-un fel, mă, când dropează vruna. A făcut una gălăgie mare! A făcut una gălăgie mare! Unde, mă? Ia zile bă, cum fac? V-ați pierdut cornul, mă? Ia uite, Nu-și pierde niciuna, bă, bă, dar a, țipa astea pe aici. Țipa urât rău de tot, poate și pierde vreuna cornul când țipă, gen. Mă, mă, simt ca la grădina zoologică, am deja 15 minute când stau aici, nebunesc. Și scot astea niște sunete de te doare capul, bă. Fă ceva, te rog. Dă cornul ăla să terminăm odată toată discuția. Te rog eu, mamă, ce am crezut că stai cu corn. Ce e ăla? Pui, bă, de ce a murit găina? Au murit o capră, a căzut capra pe găină, ce se întâmplă, bă? Bun, deci nu știu cum e posibil, deci pe bune vă zic, eu pot să las caprele astea aici, habana, deci nu știu, nu, nu, mai iau niciun corn, efectiv, cred că îmi dau din creative sau ceva un corn, pentru că nu vor să dropeze, doar să mă duc să cânt acolo în vârful muntelui, că altă variantă n-am, frate, efectiv. De stau de o grămadă de timp aici și nu se întâmplă absolut nimic. Nu înțeleg de ce. Ele cad numai în picioare, nu cad cu cornul în jos. Să zicem că, bă, cade cornul în jos, dar cade pe, de pe iarbă și de aia nu dropează, că ar trebui să cadă pe staun Dar nu e așa. Efectiv nu dropează, nu înțeleg de ce, care e motivul. Vreau să scrieți voi în comentarii exact felul în care se face rost de un corn de stare pentru că eu nu sunt în stare. Suntem în vârful muntelui și ninja îmi pare rău, sincer, pentru că ar trebui să fac asta pe creative, dar suntem aici la nori. Ați auzit, da? Am cântat la corn în vârf de munte și acum între timp sunt șanse să ne fi dropat sau nu. Hai să mergem la capri acolo să vedem, pentru că le-am lăsat acolo, au mai stat un minut, două. Hai să vedem dacă, dacă au dropat ceva. O să mă uit pe creative acum de sus, o să arunc cornul ăsta aici în apă. unde e mă? Da, l-am aruncat pe acolo pe undeva, oricum caprele sunt aici Și hai să vedem Ok, nimic 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 Efectiv, nimic, fraților Deci nu cred că caprele astea sunt atât de nașpa Bă, de ce mor animale pe aici? Eu nu înțeleg care e situația Deci chiar nu pot să-mi dau seama de ce au murit animalele astea Cred că au văzut caprele pe ele, sincer Dar nu se poate Uite, Uite și tu, sar caprele în continuu și nu dropează nimic. Bă, chiar îmi pare rău că n-am reușit să fac asta, dar nu-i să stau 3 zile aici după ele să dropeze o, un corn pe bune. De ce n-ai dropat când ai căzut acum? De ce? Ha? Pentru că ești o capră rea de aia. Mr. Samuel Lawrence vrea să găsim un panda care plânge în junglă, Fara să-i dăm un tort să-l mănânce ca să fie cel mai vesel Și din câte știu eu, panda plâng atunci când plouă, sau cel puțin așa mi amintesc eu, așa că suntem în junglă, plouă și hai să vedem dacă găsim un panda Aparent am atâta noroc astăzi încât nici măcar un panda într-o junglă nu găsesc, ca să înțelegeți cât de norocos sunt eu în ziua de azi, bă E norocul la alt nivel, aș putea spune da, bun, avem aici un panda, dar aparent nu pare să plângă sau ceva. Ia să-l văd, are lacrimă la ochi. Nici nu mai știu cum arată un panda care plânge. Da, efectiv, panda asta nu are nicio treabă. Nici dacă-l lovesc, nu plânge, bă, frate. Bai, am întors! tort. Ah! Mă atacă panda! De când atacă panda, bă? Ok, o să plec de lângă el, pentru că nici măcar nu plânge și mă și atacă. Vrea să mă omoare sau ceva. Băi, un panda acolo și pare să plângă, sincer. Ia, ia. Băi, băi, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Nu mișca, domnule panda, întoarce-te. Întoar Bă, plânge, nu? Bă, nu, stiu de ce m-a bucurat A, bine, mă bucur că am făcut challenge-ul Bă, stai, mă, nu fugi A ieșit din junglă Bă, eu știu că e supărat, am ceva pentru tine, uite Stai, bă, bă, la bambus nu vine Nici la bambus nu vine, bă Nici la bambus nu vine Băi, salut, frate Ia, ia un tort Bă, nu mai fugi că nu-ți fac rău Bă, unde fuge, bă, ăsta că nu înțeleg Băi, băiatul Stai un pic, ia, Bă, dar dacă-i dau bambusul Dar dacă... Ia mă Ia mă, tortul, bă! Bă, chiar nu mănâncă tortul? Tu vorbești serios? Stai pe loc, mă Stai, fii atent Ta, am aruncat din greșeală altceva Bă, dar asta nu mănâncă tortul, mă Ia-l, mă N-am pus pe... Nu, nu cred că ia tortul de jos Nu cred că el ia Aoleo, give Marius Costin cake Cake, gata Bă, vine o capă, frate Ia, ia de aici Bă, ia de aici, ia bambus ăsta Ia bambusul ăsta Acum mai plângi? Ia de aici Bă, de ce nu vrea tort? Așa, uite, a luat bambusul Acum ia și tortul Bă, poate mănâncă tortul, bă Te rog, ia tortul de acolo L-a luat, l-a luat! L-a luat! Tot plânge, mă bă, de ce plânge, mă? Bă, ia torturi de aici, mă Nu mai plânge, bă, panda, mă, te rog eu Băi, am dat tort și tot plângem, mă, n ce să-i fac, mă, frate de am dat tort, adică, clar, eu sincer mă așteptam să nu mai plângă dacă-i dau tortul Dar aparent el tot tristuți este, bă, nu știu de ce este așa tristuț, dar Probabil este trist pentru că mulți de-ați dat like, așa că da și voi le, vă rog eu mult Ionut TZ mă provoacă să fac emilgiul cu barca de la cea mai înaltă înălțime posibilă de la, cea, de la cea mai mare înălțime, mai exact Și suntem la 319 blocuri, nu mai pot construi Este înălțimea maximă Bine, eu mă pot duce mai sus, dar uh, limita este unde putem construi, să zicem Mi-am dat spawn point aici, game mode survival Bun, și voi sări, fraților, o să fac și o săritură așa să mai fie un bloc în plus Să fie 320 de blocuri, să fie clar Și am sărit Hai să vedem, bă, mi-e frică că n-am făcut Asta. Deci efectiv este prima dată când fac chestia asta Bă, și cred că este greu rău de tot Hai să mai încercăm până când reușim mi-am dat mai multe bărci pentru că probabil o să am nevoie de mai multe încercări și hai să vedem, avem și Keep Inventory Mamă frate, nici măcar nu știu cum să face, bă, bă bune vă zi. A, am pus barca, bă, e bine că am să o pun, sincer, da? Totuși hai să vedem, până când reușim, dăm frate, hai să ne mai în față, că poate acolo e o barcă pusă și da, bă, cred că e mai greu decât uh, pare, sincer Ia, Hai, bă, deci am niște emoții. Deci e prima dată când încerc chestia asta, eu până acum n-am mai făcut. Hai de capul meu, rup mouse-ul efectiv și nu reușesc. Bun, mă dau mai așa un pic. Pentru că în partea aia am tot sărit și mai sunt două bărci. Hai de capul meu, bă, 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 e complicat rău de tot. Bun, deci efectiv nu sunt în stare să fac MLG-ul ăla cu barca sub nicio formă, frate, și nici nu știu dacă e posibil de la distanța asta așa mare, dar am încercat și de la distanța mai mică, deci să vă mint și nu, uite, deja suntem la o distanță mai mică și nu reușesc efectiv, așa că o să sărim cu, uh, o să sărim cu găleata cu apă, fraților, pentru că, bă, nu, nu, pot efectiv, o să mă duc din nou sus, 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 drău de tot și voi sări cu găleata cu apă, pentru că, aparent, din a doua încercare am reușit cu găleata cu apă și sunt curios dacă am ghinion și nu o să pot reuși eu, nu-ți sper să nu te sper pe mine vorba dar uh, nervii mei au și o limită și efectiv nu mai pot, efectiv nu mai suport să saram am sărit de 500 de mii de ori, bun, sunt eu la maxim game mod survival și vedeți daca reușim din prima, am ar fi tare să reușim din prima, sincer, bun, MLG-ul cu apa este exact, uh, da, da, eu, eu, sunt bun, mamă, unde m-a dat, nu pot să cred, unde m-a dat? Băi! Bun, aparent nu avem spawn point acolo sus, uite, suntem din nou, uh, game mod uh, survival și hai mă. Hai cu asta. Deci din a doua încercare atunci am reușit. Hai să vedem dacă reușesc acum din a doua încercare și, bă, frate, nu mai pot. Deci asta mi-e norocul bă, când trebuie să fac, nu fac. Și acum dacă mă pun cu barca, sunt sigur că reușesc. Adică, bă, bă, nu, nu, o să reușesc. nici cu barca. Nu, deci nu nu, 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 sunt în stare. Nu sunt în stare efectiv să fac un amărât de MLG. Bă, aparent nu sunt uh, atât de bun la Minecraft cât credeam, sincer. Bă, cei de n-am încercat să fac eu asta de prea multe ori, dar a reușit din a doua încercare acolo, bă. De deci ce aici nu pot că mă Că nervii Bă, -ați văzut acolo dovada că am reușit Adică am lăsat-o pe video să, să, fie clar Bun, mai încerc încă de 5 ieri dacă nu reu... Aia ziceam, tata Aia ziceam, cu barca am reușit Hai să, hai să mai încercăm o dată și cu, cu barca, doamne, cu apa am reușit uh, Mai încercăm o dată și cu asta, am înțeles că nu trebuie să fi în jos, trebuie să fii un pic în sus Și să rup click -o acum, dar nu merge, efectiv, eu nu pot, ultima încercare și gata Că deja, deja m-a toți nervii, frate, și nu mai vreau, deci nu jos de tot, un pic mai în față și da, nu reușesc Mie ne provoacă să murim în 5 secunde pe o nume nou de Minecraft random, total random Hai să vedem dacă reușim, acum am dat drumul secret zero, bă, nu știu de ce am intrat pe, pe Bedrock Edition, sincer Am ieșit din greșeala de pe Java și după am intrat pe bedrock, da, aici apare nu avem cum să murim în 5 secunde, sincer, așa că vom încerca altă, altă hartă. Harta cu numărul 2, hai să vedem, hai să vedem și, 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 murim în 5 secunde? Bă, nu murim, bă, în 5 secunde aici, bă, niciodată, efectiv, niciodată, dacă eram acolo sus, poate, dar așa, ne. Hai, mă, știu că se poate, mă, știu că se poate, start! Hai, hai, dăm, dăm zombie, dăm mobi, dăm ceva! Nu cred așa ceva, nu cred... Ok, s-a auzit ceva, cred că o să ies de pe lumea asta Bă, nici nu mai știu ce, a câta încercare e, dar eu uitați ce mișto sau de când face o hartă aici pe, asta. Deci e chiar tare Bun, sunt pregătit să dau drumul la cronometru Și, bă, de ce, bă, bă, dar nu mi ajung mă 5 secunde să mă nec Pe bune, bă, frate Pe munte vreau și eu un spawn de acolo sus Simt că asta e, simt că asta e, pe bune vă zic Și, start, hai mă Da, Asta era, bă. Asta era lumea. Deja au trecut 5 secunde, nu pot să cred. Bun, deci asta e ultima lume pe care o fac. Nu mai fac niciuna. M-a pe bune rău de tot. Uită-te și tu un pic, bă. ia. ia. Hai, mori, Costine, mori Uite, bă, 5 secunde alea Bă, efectiv, nu mă spaunează niciodată la înălțime băi, și decât să trișez mai bine Renunț, fraților, cât mi-a luat bă. Cred că cel mai puțin mi-ar fi luat vreo 10 secunde, sincer, să, să mor undeva pe urme de Minecraft Dar asta e M-ați torturat pe buni și chiar asta am vrut să fiu torturat de voi în Minecraft Și de asta am ales și cele mai grele, din punctul meu de vedere, cele mai grele provocări Și cam asta a fost episodul barbașanilor Da, și voi, line, dacă v-a plăcut și pe data viitoare, v-am pupat! Și v-ați salutat pe toți și mai lăsați-mi comentarii că cine poate mai facem un clip de asta. Pa, pa!